târg de produse tradiționale din țara Făgărașului în orașul nostru. 22 de producători vor fi prezenți vineri în centrul orașului cu cele mai alese bucate specifice zonei noastre. Făgărășenii sunt așteptați să ia parte la acest târg organizat pentru prima dată de Asociația Oamenilor de Afaceri din țara Făgărașului. Centrul orașului va găzdui vineri 3 mai un târg de produse tradiționale. Mierea, brânza, legumele sunt doar câteva din multitudinea de produse care se vor afla pe standurile producătorilor. Pentru că sărbătorile pascale se apropie, făgărășenii vor avea ocazia să se aprovizioneze din târg pentru nelipsita masă îmbelșugată de Paște. Vineri 3 mai, adică în Vinerea Mare, după cum o știm cu toții, va avea loc un târg al producătorilor din țara Făgărașului. Ne dorim să fie un târg de produse tradiționale. Vor fi prezenți 22 de producători din majoritatea comunelor din țara Făgărașului. Acest târg vine la inițiativa Asociației Oamenilor de Afaceri în parteneriat cu Centrul Regional pentru Dezvoltare Durabilă, care cuprinde toate cele 19 comune din țara Făgărașului, Primăria Făgăraș și Asociația de Dezvoltare Turistică a Țării Făgărașului. Noi ne dorim ca acest eveniment să devină lunar, să devină o obișnuință. Ne dorim să venim în sprijinul producătorilor și în același timp să aducem produsele proaspete și sănătoase mai aproape de consumatori. Producătorii vor fi prezenți încă de la primele ore ale dimineții. Prețurile produselor tradiționale nu vor fi mai mari decât cele din supermarketuri, iar cumpărătorii vor avea garanția achiziționării unor produse naturale. Dacă până acum făgărășenii nu au avut parte de un asemenea târg, acum ei sunt nerăbdători să vadă și să cumpere aceste produse. Părerea mea este foarte bună. Te zice. Da, bine. O să și cumpărați? Bineînțeles. Dacă o să găsiți produse care vă plac, o să cumpărați? Da, ce ne convine, ce mai așa, după și după bani. E bună treabă, e bună. Nu am mai fost până acum. Binevenită. O să și cumpărați din produsele tradiționale care le fac? Dacă să e ceva mă interesează, le iau. Este un fapt lăudabil că și la Făgăraș se organizează așa ceva, cu atât mai mult când deja în zona Făgărașului sunt tot mai mulți, să zicem, producători care vor să axeze pe așa ceva. Eu, de exemplu, am un solar și chiar intenționez să, pe lângă faptul că pot să vând la piață, mă gândesc să vin și cu produse tradiționale din zona Făgărașului și asta face ca cetățenii, populația Făgărașului să guste și alte altfel de produse decât cele din comerț. Foarte frumos să știți că e ceva ce n-a fost în orașul ăsta până în prezent. Așa ceva. Târgul de produse tradiționale va fi deschis până la orele 17 pentru ca toți doritorii de produse autentice să poată gusta din bugatele zonei țării Făgărașului. Dacă primul târg de acest gen din an va avea succes în orașul nostru, organizatorii sunt hotărâți să continue, astfel ca acesta să aibă loc o dată pe lună.